Petrolul și-a trimis cel mai potent jucător la întâlnirea cu fetele. De ziua mărțișorului, fotbaliștii găzari au mers la mall să dăruiască flori doamnelor și domnișoarelor. Romario Pires, Renan da Silva și tinerii Povilas, Neag și Morar au împărțit lalele în stânga și în dreapta. Unii dintre brazilienii Petrolului au fost timizi în fața sexului feminin. Au dăruit flori fără îmbrățișările de rigoare, însă unele fete l-au pupat pe Romario, mai ales după ce au auzit de calitățile ciocolatiului, spuse de Naemanea, antrenorul Gloria Bistrița. Renan și Romario sunt de părere că româncele sunt la fel de frumoase ca braziliencele. Ei vor promova această acțiune și în Brazilia, deoarece acolo 1 martie înseamnă o întâlnire în familie.